Încurajat de aplauzele sălii, paleologul i-a mulțumit lui Flutur, care l-a numit singurul inocent în ceea ce privește starea partidului, lui Frunză Verde, care a catalogat moțiunea sa drept moțiune de coloratură, dar și unor lideri ai opoziției care l-au vorbit de bine. În plus, a mulțumit tuturor celor care i-au dat sfaturi. Mulțumesc mult pentru cei care mi-au dat sfaturi. Știți că cer sfaturi totdeauna și după cum există unele figuri care cer palme, altele cer sfaturi. Și s-ar părea că toată figura mea inspiră pe toți să-mi dea sfaturi. El a încercat să-i convingă pe delegați dându-le un exemplu menit să arate apropierea sa de președintele Băsescu. Atât Vasile Blaga cât și Emil Boc au avut cravate violet. Culoarea cravatei sale însă a fost exact culoarea cravatei președintelui. Este exact culoarea cravatei președintelui când am venit mai devreme aici. Să știți un lucru, nu ne-am vorbit înainte. E vorba așa de o afinitate cu totul specială.